De astăzi, jandarmii au început pregătirile pentru marcarea zilei oficiale. Puncte de promovare și prezentare ale jandarmeriei române au apărut în mai multe localități din județ. În mai multe localități din județul Goș, mă refer în municipiile Târgu Jiu și Modru, dar și în localitățile Rovinari, Târgu Cărbunești, Bumpești, Jiu, se desfășoară acțiuni de promovare a jandarmeriei române prin organizarea unor puncte de informare și prezentare atât a tehnicii de a armamentului, a tehnicii auto și materiale de informare publică de prevenire și combaterea faptelor antisociale. Stegulețe, baloane și materiale promoționale ale jandarmeriei au fost împărțite în centrul municipiului. Aici am găsit și cele mai tinere viitoare jandarmerițe, acestea vrând să urmeze cariera părinților lor. Când o să fiu mare, vreau să mă fac jandarmeriță. De ce vrei să te faci jandarmeriță? Îți place? Că și mami mi-a jandarmeriță. Jandarmeriță. De ce? Păi... Ai pe cineva în familie care este jandar? Da. Pe cine? Pe tati. Pentru a marca această zi, reprezentanții jandarmeriei au realizat din timp un plan de activități. Ca în toate unitățile jandarmeriei, la nivelul unității s-a întocmit un plan de activități, printre care aș putea să enumăr. Au fost executate unele lucrări de întreținere și îngrijire a monumentelor eroilor jandarmi din localitățile județului Gorj. Am efectuat activități de ambientare a spațiilor interioare și exterioare ale unității. Au fost desfășurate concursuri sportive dedicate zilei jandarmeriei, ziua porților deschise, o altă activitate care s-a desfășurat la nivelul unității, ziua veteranilor unității, iar mâine se desfășoară activitățile dedicate acestei zile. Manifestările vor continua și mâine, când va fi marcată ziua veteranului unității, dar și alte activități. Mâine, 3 aprilie, toți jandarmii vor îmbrăca haine de sărbătoare și vor participa la ședința festivă care se va organiza la sediul unității.